Limite la alimente. După goana nejustificată, după carburanți, românii au luat cu asalt marile lanțuri de magazine și au cumpărat cantități uriașe de ulei, deși nu exista un risc de criză alimentară. În acest context, multe dintre supermarketuri s-au văzut nevoite să impună limite de achiziție. Imaginile cu oamenii cărând baxuri întregi de ulei în supermarketuri i-a făcut pe reprezentanții acestora să pună rație de achiziție. Sunt magazine care permit cumpărarea de maximum 6 litri de ulei, iar altele până la 36 de litri de persoană. Este ok totuși, fiindcă nu știu câți bani sunt în ziua de astăzi să facem aprovizionare atât de mare. Dar o provizie în casă este bună. Nu enorm. O tâmpenie, am văzut ce s-a întâmplat și cu benzina și cu motorina și cu celelalte. Nu e ok. Dar omul se așteaptă la ce e rău. Deși sperăm la vremuri bune și la vreme bună. Românii au luat cu asalt zilele trecute magazinele pentru a se aproviziona cu ulei de floarea soarelui. Te teamă că acest produs nu se va mai regăsi pe rafturi. Concomitent, pe rețelele sociale au apărut zeci de imagini cu cumpărători care plecau din magazine cu sute de sticle de ulei. Românul așa a fost de când lumea și pământul. Noi am fost un popor care nu știm ce vrem, încă nu știm ce vrem. Ne dăm după cum bate vântul. La anumite supermarketuri nu vom mai avea voie să cumpărăm mai mult de două baxuri, se va limita. Da, e foarte bine, e foarte bine. Să dea chiar cu un kilogram de ulei pe la fiecare așa, nu mai mult. Că asta e obișnuință, e obișnuință. Directorul general în ANPC, Paul Angel, le-a cerut cumpărătorilor să limiteze achizițiile la strictul necesar și să nu golească rafturile magazinelor dacă produsul nu le e absolut necesar. Cam așa este. De ce să cumperi două baxuri când ai putea să iei două chile? Mai vii iar nu peste cât timp, de ce să... Credeți că este un lucru bun să se limiteze? Da, să se limiteze în două kilograme, Doi litri, nu cu baxurile, ce înseamnă aia? În afară de ulei s-au vândut cantități mari și de zahăr, mălai, făină sau orez. Astfel, începând de luni, marile lanțuri de magazine au decis să impună limite la cumpărare. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat că România nu se află sub riscul unei crize alimentare.